Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei care vreți să ascultați etalare. O nouă etalare la alegere, aveți de ales între 1, 2, 3 și 4 și puteți să vă alegeți maxim două numere, eu așa vă sugerez, dacă totuși vă atrag două pietre, da? Și să vedem ce energii se vor manifesta în perioada următoare. Nu musai în următoarele 15 zile, nu musai într-o lună, poate să fie și mai mult. Ideea este că e lună nouă și inițiem ceva sau începe să apară în viața noastră ceva nou, da? Numărul 1, aveți această piatră foarte frumoasă. Piatră, nu știu ce este, cristal roz, în fine. Numărul 2, vedeți, este un verde închis foarte frumos. Numărul 3 este un roșu foarte frumos, corai. Și acesta îmi place. Și numărul 4 e un soi de gri spre lila, așa îl văd eu, că are această tentă. Da? Numărul 4. Ok. Vă puneți pauză și vă alegeți. Am pus pe un carton alb ca să le vedeți mai bine. Vă alegeți. Ok, frumos. Și mei cei care ați ales cristalul acesta alb rozaliu, translucid. Haideți să vedem ce va apare în viața voastră. Am pentru fiecare surpriză, pentru fiecare piatră, un set de cărți. Da, haideți să vedem. Interesant. Pentru unii dintre voi s-a oprit aici setul de cărți la împărăteasa, 5 de monede, 3 de cupe, luna, justiția. Justiția? Și între justiție și lună, 2 de bâte. Cineva a trebuit să aleagă între voi și altă persoană și cât timp a ales, ați fost lăsați eventual în fric și în ceață. Poate nu doar atât, ați avut și probleme financiare, pentru că 5 de monede înseamnă și probleme financiare. Poate unii dintre voi ați avut probleme financiare din cauza prietenilor, 3 de cupe, dar în primul și în primul rând din cauza unor confuzii ale voastre sau ale cuiva, care nu a putut să aleagă, nu a știut să aleagă corect între interesant, rațiune și emoție. A trebuit să aleagă o direcție, să-și creeze un drum, interesant că vorbim de lună, da? Apare și lună, să-și manifeste o relație eventual cu voi sau ceva în legătură cu voi, că vorbim de voi, da? Și n-a putut să aleagă. Posibil să fiți foarte bine voi acești oameni care n-ați știut să alegeți între rațiune și emoție. Văd că totuși în spate a fost atracție între voi și cineva, probabil cineva din zona prietenilor sau păstrați primul mesaj, un personaj care a avut atracție, dar a preferat mai degrabă prietenii sau eu știu ce alte persoane și v-a lăsat pe voi în fric și în ceață, rămâne valabil și primul mesaj, da. Faptul că a venit totuși împărăteasa, suntem în martie, aveți o creștere, aveți o abundență, mai ales că vorbim de lună nouă, da? Haideți să vedem. Ia dacă, în general, pentru mine, eu așa consider cărțile de la capătul setului de cărți, sunt mai spre trecut, dar în fine. Hai să vedem. Nu, ce frumos! Unu, încă o carte. Oh, nu sunt multe. Ce se manifestă? Am văzut și îndrăgostiții, nu? Ce se manifestă în viața celor care au ales primul număr? Ce se va manifesta? Ok. Ce se va manifesta în viața celor care au ales primul număr? Ce se va manifesta? Ok. Ce se va manifesta? Ok. Dacă e suficient. Acum să și clarificăm. Hai, clarificăm 6 de bâte. Clarificăm 6 de bâte. Clarificăm 6 de bâte, te rog frumos. Clarificăm 6 de bâte. Văzut turnul? Unde era? Turnul. Da, turnul l-am văzut. Clarificăm judecata. Regele de cupe. Clarificăm 7 de bâte. Asta? Ok, 7 de bâte, 7 de cupe. Interesant. Și, vedem. Clarificăm spânzuratul. A și rupt 4 cărți, dar acolo au venit 2. Interesant.
Da, clar, ce frumos am împărțit setul de cărți. Ia uitați, Luna și Regina de Cupe, și Regele și Regina de Cupe, niște stări emoționale despre care cineva nu a vrut să vorbească. A ținut ascuns această dragoste, unii dintre voi, da? Că sunteți voi, că sunt ei. Cineva a ținut ascuns această stare emoțională, visurile pe care și le-au făcut referitor la voi. Dar, mai este și altceva, mai este și altceva. Ca și spirit, ca și spirit. Repet, poate să se refere acest mesaj la voi, poate să se refere la un personaj care vine în viața voastră. Dacă nu vă recunoașteți un mesaj, înseamnă că este altcineva. Deci, se manifestă o victorie, o reușită. Vine cineva, eventual, foarte hotărât să vă cucerească, 6 de băte, să vă atragă atenția. Probabil că pentru unii această intervenție, această apariție, mai bine zis, apare ca un trăsnet, da? Turnul, într-un mod neașteptat. Nu vă așteptați din partea acestui personaj să vină înspre voi atât de hotărât. Însă, apare această judecată, nevoia de a raționa, de a gândi, de a asculta intuiția. Posibil, repet, poate să fie a voastră sau a lor. Interesant este că a apărut ca și spirit regele de monede, într-un fel, calul, da, și cavalerul de cupe, cavalerul, așa i-am zis eu că e a 11-a, da, cavalerul de cupe fiind rechinul. Însă, la capătul setului de cărți a fost ce a fost. Iar multe emoții, după cum am văzut și Luna, am văzut și Regina de Cupe, acum apare Regele de Cupe și 7 de Cupe, multe emoții. La capătul setului de cărți era scoica, broscuța și oul de aur. Oul de aur care reprezintă chakra a patra a inimii. Da? Cineva care se simte binecuvântat într-un fel sau altul, sau euforic, sau entuziasmat că v-a cunoscut și totuși, ține această lumină în interior, e o scoică care radiază, are o carapace. Și, după cum vedeți, oarecum, eu așa zic, rezonează și cu aceste cărți. Această stare euforică a fost ținută ascuns, cum am zis și mai devreme, la Lună și Regina de Cupe. Posibil acest personaj să aibă marcaj puternic, marcaj nu zic musai semn, în semne de apă. Sau voi să aveți marcaje puternice în semne de apă, pești, drac, scorpion, în semne de foc. Și dorința intensă, intensă pentru că e Pluto, de a renaște într-o nouă direcție, de a renaște ceva, o viață emoțională eventual, de a manifesta o dragoste adevărată a voastră, a lor. Și ca și ghidaj a apărut acest rege de monede și cavalerul de cupe. Pentru că e cal, îl leg de acest cavaler. Așa simt acum. Îl leg de acest cavaler, de acest 6 de băte, da? Este și aici un cal. Este victorios acest personaj sau vrea să fie victorios. Este determinat cu rechinul. Este determinat să vă aibă sau să aibă acest ideal pe care l-am văzut mai devreme, da? Manifestat prin broscuța și oul de aur. Chiar așa vă și vede. N-am zis, zic acum, probabil are și marcaj în semne de foc acest personaj. Marcaj, poate că are Marte, da? Și atunci se poartă foarte pasional și decis să, dar repet, poate să se refere această etalare la voi sau la altcineva, pentru că variază etalare generală și colectivă, da? Vă rog frumos să fiți atenți cum vă selectați mesajele, să nu mai aud că una și ca altă, da? Vedeți? Și dați-vă timp să observați cum se manifestă această etalare. Oricum sunt niște emoții ascunse, da? Inima, da? Cum am văzut mai devreme, Regina de Cupe, a ținut ascuns cineva niște emoții speciale pe care le avea pentru voi. Poate că și voi ați ținut. De-aia zic, variază. Însă, în acest moment, se dorește
cucerirea, într-un fel sau altul. Se dorește atingerea unui ideal, dar, și mai bine zis, poate nu e cuvântul potrivit, atingere, nu, materializare, pentru că vorbim de pământ. Materializarea acestui ideal emoțional, acestor nevoi, acestor stări emoționale, da, regele de cupe. Judecă, gândește, și ascultă intuiția, și-a ascultat intuiția, și-o ascultă în continuare, ca dovadă, vrea să vină. Vrea să vină. Însă, ce este foarte interesant este că apar cei doi șapte, șapte de băte și șapte de cupe. Eu simt că este reacția unuia dintre voi, nu mai, repet, nu mai zic al vostru sau al lor. Unul dintre voi reacționează foarte defensiv la această apariție. Posibil pentru unii să fie o apariție din trecut. Posibil că ați visat, au visat ei, ați simțit o stare de confuzie, intervenția aceasta, apariția aceasta neașteptată să vă creeze niște confuzii și atunci să fiți precauți pentru că ați trecut prin multe. Poate chiar ați avut de-a face și voi cu o separare în relația voastră și ați vorbit de 5 de monede, da? Între voi și cineva, că or fi ei, că or fi altcineva, vedeți cum se potrivesc, cum se potrivește povestea. Acest turn se poate referi și la voi, repet, și la voi. Niște separări de cineva, undeva în trecut, vă fac acum în prezent să fiți mai precauți, să fiți atenți cu aceste iluzii, cu aceste opțiuni. Posibil pentru unii, acest personaj care vine în viața voastră să fie o opțiune printre multe alte personaje pe care le aveți în preajmă. Da? Am zis, aceste cărți se referă și la voi și la ei. Voi să atrageți atenția. Voi să atrageți atenția. Și totuși, într-un mod neașteptat, să vină acest personaj în viața voastră, plin de emoții. Și totuși, decis să manifeste ceva stabil, regele de monede. În ce sens? Să manifeste acest 10 de cupe. Este o relație fericită. Ba, chiar care duce către mariaj, da? Și regele de monede, asta vrea, lucruri stabile. Și totuși, în trecut, sau o perioadă, nu o să vă spună exact tot ce simte, toate emoțiile sale, o să acționeze mai degrabă decât să împărtășească emoțiile și din acest motiv aveți, intuiția voastră vă spune să fiți un pic precauți pentru că există ceva neclar. Până nu se va vorbi exact despre aceste emoții, despre aceste intenții, unul dintre voi, repet, până vă săturați, vedeți care dintre voi sunteți mai precaut. Dar că vorbim de o situație care se manifestă în această perioadă și în perioada următoare și din cauza acestei precauții, atitudini defensive, șapte de monede, se întârzie un pic spânzuratul, da? Cel puțin până ieșim din vibrația zodia peștilor. Și dragii mei, zodia peștilor se termină undeva prin 20 ceva martie, în fine. Iar este foarte interesant că apare casa a 12-a a necunoscutului și asul de spade, lucruri care trebuiesc intuite, apare judecata, care trebuiesc inspirate, ascultate într-un mod meditativ și mai puțin spuse. În momentul în care se va înțelege de ce s-a tăcut, de ce nu s-a exprimat, de ce, în momentul în care se va înțelege acest lucru, din partea voastră sau a celuilalt, se va manifesta cu viteză, da, acest 10 de cupe. Cu viteză, interesant că și calul prinde viteză și rechinul are o viteză fantastică de atac. Nu prea văd aici ceva care să vă atace în mod special, dar văd determinare prin 6 de bâte. Determinare. Dar aceeași determinare apare din partea celuilalt de a încetini un pic lucrurile până se înțeleg niște aspecte, pentru că asul de spade înseamnă și meditație, da? Asul de spade în poziția normală înseamnă comunicare, faptul că a venit invers înseamnă meditație și cred că, acum simt, cred că aici este și unul și celălalt, sau cel puțin persoana defensivă, trebuie să mediteze un pic
la ce se întâmplă, la evenimentele care au loc la această întâlnire, da? La această întâlnire. Pentru că și spânzuratul înseamnă meditație, rugăciune, o încetinire necesară, tocmai ca să se simtă vibrația, ca să primiți vise, idei, da? Și repet, astul de spade invers înseamnă meditație. Nu se manifestă încă comunicarea directă, victoria, victoria care se vrea, se va manifesta undeva mai încolo, când ar putea să fie cuz că se va materializa această relație stabilă, stabilitatea în sine, nu tot ce se va întâmpla până atunci, stabilitatea în sine posibil să se manifeste prin august sau prin octombrie, sau pe 10 august sau pe 8 octombrie, da, așa ca să dau niște cifre totuși, însă în momentul în care se va primi această inspirație după meditație profundă, pentru că atunci când ai niște situații prin care ai trecut în trecut, ai trecut, da, la un moment dat, și care te fac defensiv și oarecum confuz la aceste opțiuni, trebuie să-ți dai timp. Astfel de spade inversă, asta înseamnă să vă dați timp, chiar dacă încetiniți un pic lucrurile, pentru că sunt situații probabil, interesant. Foarte interesant. Poate vine cineva care are planete în casa voastră a 12-a și aici este problema. Eu vă zic din experiență, când am personaje cu planete în casa a 12-a, îmi trebuie, cât aș fi de intuitivă, îmi trebuie ceva timp să le înțeleg. Pentru că sunt într-o casă în care nu vedem personajul suficient. Nu e în fața noastră ca în casa 1. Nu e nici măcar în casa 7-a, da? Nici în casa 10, casa a 12 a necunoscutului. Da. Interesant, am zis că aveți, pe lângă această stare de confuzie, dacă e cineva care se întoarcă, pentru că variază etaloare colectivă, dacă e cineva care se întoarce din trecut, de care v-ați separat, că apare turnul, care vrea să se împace, că apare judecata, vrea să vă ofere această cupă, vrea să vă cucerească, în acea perioadă de tăcere, de ce o fi fost, a visat la voi. A visat la voi și totuși a păstrat opții. Stai cu minte, măi mămicule! Ia uite ce face episodul ăsta mic, Leo, care vrea să se cațere. Așa probabil vrea să se cațere acest personaj în viața voastră, să intre pe fereastră. Dom'le, ca jurnaliștii, nu? Era o glumă. Că jurnaliștii, dacă sunteți afară pe ușă, intre pe fereastră. Mai, deci nu se poate. Foarte determinat acest personaj, ca pisicul meu. Măi, leuțule, mă! Pleacă de acolo. Dar se suie până pe fereastră de sus. Ha! De-aia zic, această determinare a cuiva să vă cucerească, ia uite, shark, să vă prindă și să nu vă mai dea drumul, întâmpină totuși o forță din partea voastră, că și calul are forță, puteți să fiți două personaje, da? Care trebuie să se elibereze de aceste mami, de aceste confuzii. Trebuie să fac pauză, să-i dau drumul, că mi-a una, domnule, o să... Nu știu, să vă streseze, nu știu dacă vă stresează sau ce face. Da, da. Oricum, frumos este finalul. 8 de bâte și 10 de cupe. Veți comunica, tocmai ca să clarificați niște lucruri, aceste confuzii, despre ce simțiți, ce intuiți, ce visați. Veți comunica. 8 de bâte înseamnă comunicare intensă. Probabil acest personaj vine mai întâi pe calea aerului, adică online, da? E foarte entuziasmat, foarte încântat și, pentru că sunt două persoane, sunteți și voi. Zic de ei pentru că aici apare totuși bruscuța aceasta tare simpatică, da? Și are verde, chakra, am zis, verde reprezintă chakra a patra, a inimii. Vă simt, sunteți foarte prețioși pentru ei, dar acest ou sunteți voi. Este un concept care trebuie dezvoltat, ca această perlă care până acum a stat ascunsă și trebuie manifestată. Asta pentru că vorbim de lucruri noi care se vor manifesta la un moment dat. Doamne ajută! Sună frumos! Sper că v-a plăcut, da?
Vă pup, numai bine! Ciao, ciao! Ok, dragii mei, cei care ați ales, bă, mi-a făcut un tic cu ok-ul ăsta. Băi, ce m-a luat? Ticuri și peste nu știu câte alte ticuri căpătate în ultimii ani făcând etalări. Uneori nu mă recunosc cum mă exprim în timpul etalărilor. În fine, asta e. Mai facem și așa ceva, încerc să mă corectez. Deci, cei care ați ales numărul 2, lasă mura piticul, lasă-l pe bebe în pace. Evident că mura e foarte posesivă și... Lasă-l pe Leo, te rog. Hai, ca să fac și eu etalările. Deci, cei care ați ales pietricica verde. Verde, știți că înseamnă bani, înseamnă dragoste. Rămâne de văzut ce se pregătește. Aha. Așa, hai noroc. Ok, am zis că pentru fiecare... Iar am zis ok. Pentru fiecare biluță, pietricică, agat, cristal, am ales un set de cărți. Surpriză! Pentru voi am acest set de cărți. Haideți să vedem. Ce se va manifesta în viața voastră? 4 cărți. Opa! Hai. Încă o carte. Ce se va manifesta în viața voastră? Ce se va manifesta în viața... deja nu sunt multe. 3 de cupe am văzut. Deci a fost un 3 de cupe cândva. Sau cineva din preajma prietenilor. Vedem. Te rog frumos pentru numărul 2. Ce se va manifesta în următoarea perioadă? Opa! Și am văzut luna, cineva care nu a ținut niște lucruri ascunse, nu v-a spus, va crea niște confuzii. Dar faptul că a venit așa, 7 de spade, hai să-l punem așa. Dar e de bine, da? Cineva care a ținut niște emoții și o pasiune ascunsă, valetul de cupe, valetul de bute, sub, din dorința de... Ia uite, justiția din dorința... De a avea un câștig de cauză, cum să zice, de a crea, de a-și crea această iluzie a puterii mentale, da? Probabil că s-a păcălit, interesant, da? Probabil că s-a păcălit acest personaj, că sunteți voi, că sunt ei, care nu a ținut, nu a exprimat luna pasiunea, emoțiile. Eu cred că s-a păcălit în acest joc, în această strategie. Poate a încercat pur și simplu să aibă victoria asupra rațiunii sale, rațiune, justiția, da? Dar cred că și-a atras karma. Ia uite, interesant, apare karma, a fost această separare. Turn. Ha-ha. Mai. Ia încă o carte pentru numărul. Uite că au venit două. Da, e interesant. Da, va crea niște... Vine acest personaj cu inima frântă. Vine. O să vă arăt că vine cineva. Da. Care v-a observat. Clarificăm. Voi, cred că sunteți aici unii dintre voi, independenți, liberi în gândire și în manifestare. Manifestare că vorbim de monede. Ați manifestat multe lucruri frumoase. V-ați transformat. Vă transformați. Comunicați cu spiritul. Nu stați în cușcă. Nu stați în cușcă, nu stați în relații, nu vreți cel puțin, sau ați început să nu mai vreți relații karmice, da? Vă doriți relații adevărate, suflete perechi care stau împreună de drag, din pasiune, cu hobby-uri comune, da? Vreți ceva deosebit. Ok, aveți emoții, aveți apă, foc, aer, da? Emoții, pasiune și rațiune și gânduri. Hai să mai vedem. Clarificăm, te rog frumos, 4 de cupe pentru numărul 2. Clarificăm, te rog frumos, 4. Da? Ok. Asul de spade pentru numărul 2. Clarificăm, 7. Asta era? Asul de cupe, măi. Clarificăm și eremitul. Deci a fost în tăcere, da? A fost în tăcere. Am zis, se confirmă. A fost în tăcere. Această dragoste, aceste emoții nu au fost descoperite nici la voi. Ha. 10 de cupe, mai, deci nu se poate. Clarificăm, 4 de bâte. Da, am zis bine, 4 de bâte. Interesant cum s-a oprit iar la 5 de spade. 4 de bâte. Și la capătul setului de cărți, 6 de cupe, ia uite și steaua. Cineva simte că sunteți sufletul lor pereche, vă recunoaște dintr-o altă viață, simte că sunteți destinul lor, simte că aveți o legătură spirituală. Cum fi cavalerul de spade? Un personaj care gândește mult, dar în momentul în care ia decizii, este extrem de hotărât. Decizii, 2 de bâte, da? Decizii. Probabil că au fost niște...
probleme financiare sau un cu o altă persoană și așteptarea asta despre care am vorbit a adus lacrimi. A adus lacrimi și în viața lor și în viața voastră. Acum, ce spirit ar trebui sau ce? Interesant este că a venit broscuța invers, broscuța țestoasă și la capătul setului de cărți era crocodilul. Iar emoții ascunse. Crocodilul, iar asta face, stă în mol, în apa aceasta moceluasă, întunecoasă, în emoții negative, da? Stă în amol și observă. Dar să nu uităm că totuși crocodilul e o pradă. În momentul, repet, cum am zis și la regele de la cavalerul de spade, în momentul în care decide să meargă într-o direcție, să acționeze într-un anume fel, este un prădător feroce, da? Ce simt! A încercat să-și domine inima. Acest personaj a încercat să-și domine inima. În această perioadă. De-aia am zis 5 de spade, ar putea să fie dorința de a-și arăta lui ei înșiși că are putere mentală asupra stărilor pe care le are față de voi. Înțelegeți exprimarea, da? Și pentru că 8 de cupe înseamnă cineva care v-a părăsit sau voi v-ați dus pe drumul vostru pentru că a simțit că nu merge, da? E 8 de cupe, similar cu 8 de cupe. V-ați dus către destinul vostru cu inima închisă. Repet, ar putea să fie și voi, ați putea să fie și voi, ar putea să fie și ei și uneori nu uitați că ne oglindim reacțiile și acțiunile. Faptul că a venit această broscuță invers, foarte interesant, simt că cineva se întoarce din trecut. Este un personaj care a plecat sau de care v-ați îndepărtat voi pentru că ați simțit că se joacă mental, că nu e corect, că nu e sincer, da? Cât timp am mințit, v-a adus decepții și vouă și-au adus și ei decepții. Din cauza acestei euforii, ideal, dragoste, care nu a fost exprimată, A fugit într-un fel de voi, iar asta face. Și ce frumos, a fugit cu cele 5 spade pe care le-am văzut mai devreme. Cu această 5 este o casă a egoului, casa leului, da? Și leul reprezintă egoul. Da, dorința de a-și domina mintea, impulsurile eventual și va lăsa pe voi cu 2 spade. Ori v-a blocat, 2 spade, asta înseamnă blocaj, ori v-a lăsat să vă gândiți, să decideți sau, evident, că și ei trebuia să ia decizia în această perioadă. Acum, da, acest personaj vrea să vă ofere această cupă. V-a observat până acum, că asta face crocodilul. V-a observat în emoțiile acelea întunecoase, în întuneric. Nici n-a știut de acest personaj că vă observă. Nici n-a știut, da? Posibil cu marcaj puternic în semne de apă, de aer și văd și un pic foc. Cred că în trecut sabia a stat în teacă, nu s-a exprimat, că nu degeaba a apărut 7 de spade, nu s-a exprimat. Și acum, în prezent, acest personaj vrea să iasă din tăcere, vrea să se elibereze de karmă, de lanțuri, da? Și vrea să ofere o nouă cupă, să vă ofere vouă. Și nu doar cupă, vrea să vă ofere și pasiune. Zic asta pentru că broscuța țestoasă venind invers manifestă energie masculină. Nu mai este într-o stare de receptivitate, de detașare, de eliberare, da? Energie lunară, energie feminină. Întorcându-se, acționează și manifestă energie masculină, da? Este semn de foc acum, nu mai este semn de apă. Adică este determinat să intre în acțiune. Probabil că determinat să și manifeste pasiunea pe care o simte. Da? Pe care a simțit-o cât timp a stat ascuns.
Și crocodilul, într-un fel sau altul, după cum vedeți și voi, este prima, da? Prima carte din semnele de apă. Ar putea fi un as de cupe, ar putea fi de sub o altă formă, da? Asul de cupe care apare, reapare aici. Deci acest personaj, evident că puteți să fiți și voi, puteți să fiți și voi determinați, să fiți foarte selectivi la următoarele cupe pe care le primiți, să le gândiți bine, să le analizați, zic și altă variantă. Să vă doriți o cupă a sincerității, că șapte de spade înseamnă mincinosul și invers un personaj sincer. O cupă sinceră, emoții sincere exprimate, da? Și să vă doriți o dragoste ca în filme, ca în povești, care să vă vindece de decepțiile, da? Trei de spade care sunt pe aici, printre astea cinci, trei de cupe, să vă vindece. Să vă facă să uitați, pentru că e un ideal și când atingem idealul, deja am și uitat că am stat pe pământ și că am suferit. Da? Să vă doriți un suflet, pereche, o flacără geamănă, care să lupte pentru voi, care să fie determinați să crească împreună, că e nouă, e creștere, să creșteți împreună. Da? Repet. Această etalare poate să fie doar despre voi sau să fie despre încă un personaj. Și tocmai am zis varianta doar despre voi. Dacă e un alt personaj, acest personaj din trecut, așa îl simt, din trecut, da? Șase de cupe. Simte că aveți această legătură profundă, că sunteți destinul lor, repet, că sunteți destinul lor, că îi vindecați, că se pot vindeca de rănile anterioare și de rănile pe care vi le-ați făcut și unul și altul prin această așteptare și neexprimare, neverbalizare, da? A emoțiilor, a gândurilor, a tot ceea ce simțiți, prin rănile care s-au făcut în momentul în care s-a manifestat acel turn, acea detașare și fiecare a plecat pe drumul său, da? Închis în carapace. Amândoi poate v-ați închis, repet, pentru că ne oglindim la un moment dat, mai ales când vorbim de suflete gemene și de flăcări gemene, da? Și ce e drăguț, ce e interesant, da, aceleși culori sunt și aici, da, și în ochi, da, parcă v-a urmărit tot timpul pe drumul vostru și între timp și-a închis, eu așa simt că și-a închis, este galbenul, ego-ul care închide inima și totuși, ceva s-a întâmplat, o crăpătură, ceva, o fantă, în acest întuneric, o fantă, o idee, probabil că o să aflați când vă va comunica, îi face să fie foarte determinați. Determinați se vede și prin nouă de bâte. Determinați să vă cucerească, să reziste, să creați ceva, da? După aceste decepții. Să creați ceva stabil împreună. 4 de bâte și 9 de bâte. Repet, să manifeste acest foc după ce până acum a manifestat emoții care au fost toxice. Vedeți și voi cu ochișorii voștri, da? Că am vorbit de emoții. Au fost toxice. Și repet, în momentul în care se renunță la acest nămol și emoții toxice și stare de, nu meditație, analiză, am zis, da? Și observare și selectare și urmărire și așa, în momentul în care se renunță la acest nămol, la aceste emoții, iar se manifestă focul, adică se intră în acțiune. Și acțiunea se vede în aceste două cărți. Este rănit, nu contează, mai are energie pentru această luptă, pentru voi ca suflet pereche, ca flacără geamănă. Și iar, repet, dacă nu este un personaj, pentru că veți trăi și veți vedea și veți vedea cum se manifestă această veste în viața voastră, energie colectivă și generală, da? Puteți să fiți voi. Determinați să manifestați, că tot am vorbit de manifestări ieri, da? Să manifestați, să scrieți, să vorbiți, să simțiți că aveți o nouă viață și să vă eliberați de acest lanț, da? Al dezamăgirilor, al durerilor,
al autosabotajului, pentru că ne autosabotăm când stăm în niște energii, în niște emoții care, sau gânduri, da? Gânduri, emoții, care nu ne ajută să manifestăm ceva. Da? Pentru că aici se stă. Aici se stă. Dar aici există deja acțiune. Deja sunt personaje care stau de vorbă, se bucură de viață, este mama cu fata și un copisicuță, da? Prieten, voie bună, transformare prin aceste albinuțe. Albinuțele înseamnă alchimie pentru mine. Alchimie la nivel sufletesc. Și atunci, unii dintre voi, repet, ca să vorbesc doar despre voi, nu vă mai îndepărtați, nu vă mai închideți în carapacea voastră, preluați controlul, acționați cu răbdare, pentru că intrați de la 8 înspre 7, cu răbdare. Și acționați și vedeți, intrați de la 8 de cupe înspre 7 de cupe și vedeți dintre opțiunile voastre cum puteți să manifestați o nouă relație, vindecare, partenerul vostru ideal. Cam atât, măi! Sper că v-a plăcut, da? Haide, ziceți că v-a plăcut, că a fost frumos. Așa. A fost frumos, măi, chiar a fost frumos. Hai să vedem. Gata. Numărul. Puneți voi pauză, numărul 3, 3, 3, 3. Am zis, dragii mei, nu vă zic acum că e surpriză la fiecare pietricică aleasă. Am luat un set de cărți, oarecum conform sau similar cu, ca și culoare, cu piatra alesă. Ia uite ce ați ales normal, că dacă ați ales această culoare, dragii mei, vreți să se manifeste pasiune? Aveți o energie sexuală care trebuie, simte nevoia de manifestare. Hai să vedem. Ia uite, temperanța. Temperanța, vă vindecați. Începe să vă găsiți valoarea, să vă echilibrați financiar după ce ați trăit o trădare. Ia uite, trei de spade și turnul. O trădare din partea cuiva. 10 de cupe. Trădare în familie sau trădarea unui ideal. A fost o trădare, da? Dar acum vă reechilibrați financiar, vă găsiți valoarea, da? Și cine vrea să vină înspre voi, trebuie să vă aprecieze din cap până în picioare, din picioare până în cap. Adică orice centimetru vreți să fie apreciat, pentru că și voi învățați să vă apreciați corpul, doamnelor și domnilor, și apreciindu-vă corpul, manifestați încredere în voi, în darurile divine pe care le-ați primit și atrageți abundență, că. Și uite așa, vă vindecați cu răbdare, temperanță. Temperanță e o persoană singură, da? Vă vindecați în continuare. Și vindecându-vă, interesant, chiar dacă sunteți doi, sunteți singuri, pardon, că vorbim de manifestare, manifestați a doua cupă, da? Ce frumos sunt două cupe și aici este un trandafiraș. Haideți să vă ofer și eu un trandafiraș, că l-am. Trandafirul meu este alb, da? Vă ofer, da? Cu sinceritate, informații din inimă, cu drag și sper să creșteți și să vă fie bine. Am zis, în momentul în care vă regăsiți valoarea, începeți să vă echilibrați, sau în paralel, vă echilibrați și emoțional, vă vindecați de aceste trădări, de aceste evenimente neașteptate și vă atrageți. Trandafirul înseamnă și creșterea voastră, trandafirul înseamnă dragoste, începe să vă iubiți, apropo de ce am zis și n-am zis greșit, da, mersi frumos, draga intuiția mea, și vă atrageți dragoste, că tot ați ales roșu, tot ați ales aceste de cărți. Haideți să vedem ce manifestați în următoarea perioadă, numărul 3, ce manifestați în următoarea perioadă, ok. Nu avem nevoie. De ce nu manifestați în următoarea? Două ai venit eu. De ce frumii, frumii? Hai să fie frumos până la sfârșit. Ce manifestați? Șase. Șase de monede. Clarificăm acum. Nouă de monede. Nouă de monede a fost clarificat cu trei de bâte. Nouă de cupe cu cinci de monede. 10 de monede. Ia ca... Mai, mai. Ia, 10 de monede cu 2 de cupe, multe cupe și la voi. Mai, multe cupe cam la toți, dar în diferite propoziții, să zicem, da.
în diferite contexte. Da, foarte frumos. Mai, da, zero, începe ceva de la zero, că tot e luna nouă, e 0.0. Ah, și 7 de băte. Și la voi. Ia uite justiția. 4 de băte. Da? Justiția 4 de băte după 2 de, doi de spade și regina de cupe. Deci cineva își dorește reechilibrarea vieții, posibil voi, și evident că nu vă puteți echilibra viața sexuală, pasiunea, aceste dorințe intense pe care le aveți, nu le puteți echilibra singur, da? Chiar dacă toată lumea mai încearcă din când în când să se reechilibreze singur, dar nu, vă mai trebuie încă un partener, da? Patru de bâte, sufletul vostru pereche, flacăra voastră geamănă. Poate că l-ați și întâlnit, dacă nu urmează să se manifeste acest echilibru prin această întâlnire spectaculoasă. După ce ați fost foarte selectiv, după ce cineva a încercat să vă cucerească, doi de spade, a încercat să vă cucerească, pentru că a simțit foarte multe emoții, dar nu prea știu, uite, doi de spade, doi de monede, nu prea știu cum să vă abordeze. Și a dorit, v-a simțit ca regina sufletului lor, sau regele, evident că puteți să fiți bărbați, da? A simțit multe emoții, dorința de a vă hrăni, de a se hrăni, de a vă vindeca unul pe celălalt, prin emoții și prin sex, evident, dar nu prea s-a știut abordarea, nici din partea uneia, nici din partea celuilalt, sau cel puțin o persoană n-a știut să abordeze situația, da? Și atunci se dorește, și atunci, acum se dorește echilibrarea și stabilizarea, pentru că patru înseamnă stabilizare, stabilizarea acestei pasiuni nebune, jucăușe, iubi, iubi, yes! Okidoki, ia, ce aveți? Aveți 9 de monede, 9 de cupe, 10 de monede și 6 de monede. Și, ca și spirit, aveți, aveți privighetoarea și la capătul setului de cărți, elefantul. Elefantul. Se dorește în primul și în primul rând comunicarea, o comunicare acum simt artistică, sensibilă, pentru că privighetoarea e foarte sensibilă, deși e cavalerul de, un soi de cavaler de aer, este foarte sensibilă. Se dorește comunicarea în întuneric, în noapte, eventual exprimarea unor nevoi, da? Nevoi intime, profunde, a unei atracții, da? Elefantul e foarte determinat să cucerească, este foarte stabil, este foarte intens, este foarte potent, că vorbim totuși de energie sexuală, este și foarte spiritual. Puteți să aveți, da, imediat ajung acolo la acel moment. Repet și la voi și la ceilalți, această energie se manifestă, ceea ce citesc, pot să citesc doar despre voi, doar de ce vă doriți voi să manifestați și se va manifesta mai devreme sau mai târziu, nu știu când, rămâne de văzut, că nu, acum nu scot cărțile ca să văd când se manifestă, pentru că e o energie colectivă și nu vreau să blochez mintea cuiva, să zic 2 luni, 2 săptămâni sau 6 luni, da? În fine, posibil, totuși, prin 6-7 iunie, iulie, ceva să simțiți concret, deși nu e obligatoriu, se poate și mai devreme, după cum văd. De-aia zic, n-aș vrea să dau termene. În prezent, unii dintre voi, doamnelor, sunteți independente, că asta înseamnă 2 de monede, independente, și oamenii se simt atrași de voi și vor măcar o bucățică din buclele voastre sau din, eu știu, o mânușă. Știți cum era pe vremuri, doamna arunca o mânușă. Cine o lua, cine era pe fază, începea cucerirea, 3 de băte, ce frumos. Sau poate o, eu știu, o bentiță de la pojartier, ceva frumos, în fine. O batistă parfumată, da, ce frumos. Erau semnale subtile. Independente cum sunteți, doamnelor sau domnilor, vreți totuși pe cineva care vă apreciază, pentru că voi vă apreciați. Interesant că a fost și regina de monede, da? Și 9 de monede înseamnă preîmpărăteasă. Sunteți singuri. Vă mai trebuie partenerul acesta perfect, da? Elefantul, să zicem, regele de bâte, un om
plin de pasiune, autoritate puternic care vă poate proteja, bărbat, femeie, sau dacă nu vă protejează ca și femeie, că e cool ca o femeie să vă protejeze, dar să lupte pentru o relație sau să mențină stabilitatea, pentru că elefantul e o energie foarte stabilă, da? Dacă sunteți bărbați, vreți o femeie stabilă, o femeie puternică care nu poate fi doborâtă de orice situație, care se ridică, da? Se ridică și merge mai departe în cuplu și în general, da? Acum, hai totuși că mai mult sunteți doamne decât domni. Să rămân totuși pe varianta feminină. Doamnelor, sunteți independente și cineva este extrem de atras de voi. Ia uite, 3 de bâte, posibil acest elefant, da? Posibil să fie de la un drum acest personaj și ca și mulți alții își dorește, probabil că la început și-a dorit mai puțin, dar acum își dorește mai mult decât o buclă, mai mult decât o amintire, mai mult decât o conversație sau mai mult decât un dar, își dorește un sărut, își dorește o relație. Posibil și voi așteptați acest personaj, că știți, că nu știți, așteptați să se manifeste marea pasiune a vieții voastre. Și se pare 9 și 9, iar cu regele de bâte, ceva marcaj în săgetător, marcaj, da? Sau marcaj la drum 3 și 9, iar drumuri mai scurte, drumuri mai lungi, se accentuează această distanță între voi, așa simt, e o distanță între voi care trebuie depășită. Prin această comunicare și prin această, și chiar niște blocaje, pentru că elefantul ăsta înseamnă o energie foarte puternică care vine din spate, din întunerie și distruge orice blocaj. De-aia zic, vreți pe cineva care e în stare să vă cucerească, să treacă peste orice problemă ca să fiți împreună, da? Și dacă într-adevăr aici apare 9 de cupe, ce frumos, ce stare de vulnerabilitate, de sinceritate poate să existe între voi, înainte, după, între, da? Dar o stare de sinceritate emoțională, de vulnerabilitate, vă iubiți așa cu răni, cu defecte și defectele au farmecul lor. Sunteți deschiși unul cu celălalt. Interesant că a fost clarificat de 5 de monede, pentru că a fost o perioadă când n-ați putut fi deschiși. Da, ați fost îmbrăcați în scuturile voastre și poate nu musai pentru că v-a fost teamă de partener, dar poate că scuturile acelea au fost necesare din cauza societății sau a altor situații. Un 5 de monede care în general înseamnă, știți, o relație în frig, în probleme, da? Săruturi furate pe aici pe acolo și totuși această sinceritate, acest romantism în această perioadă se va manifesta mult mai frumos, într-un mod abundent, măcar din punct de vedere emoțional și pasional și sexual, că doar asta v-ați ales. Ce apare în continuare? 10 de monede. Acest personaj se vede chiar de la început că vă adoră. Bărbat, femeie, dar în mod special doamnele sunt adorate de acest personaj care are și stabilitate, pentru că e semn de pământ, sunt semne de pământ, are și emoții și își dorește, am zis, își dorește să vă protejeze, să fiți perechea lor, probabil că își doresc la un moment dat să vă căsătoriți, da? O relație stabilă, să vă protejeze, pentru că vă adoră, să vă ofere din abundența sa, își mai dorește să uitați de toate blocajele pe care le-ați experimentat și separat de ei și poate și ei au experimentat niște blocaje, niște probleme și acum vor să împărtășească această abundență și fizică și materială și emoțională și sexuală, pentru că ce frumos, 10, văd monede și ia uite, monede, apă și foc, pământ, apă și foc. Ce frumos! Aceste 10 monede au fost clarificate de 2 de cupe. Ei simt că este personaj foarte intuitiv, foarte puternic. Simt că sunteți sufletul lor pereche. Simt. E acest foc care până acum a ars la distanță, s-a mulțumit cu puțin, dar nu mai vrea puțin, vrea să vină acest personaj în viața voastră, să se manifeste. Da? Și, repet, au fost în trecut niște probleme financiare care acum
pot fi rezolvate sau în următoarea perioadă sau în viitor îndepărtat, apropiat, da? 5 ajunge la 10. Nu mai sunt probleme financiare, este abundență. Pentru că atrageți împreună, atrageți abundența. Împreună sunteți puternici, împreună vă iubiți, vă simțiți și creșteți. Ce frumos! Și restul nu mai contează. E doar un abur, e doar o ceață în jurul vostru. Voi sunteți importanți, voi. Voi doi când sunteți împreună, sunteți... Vă adorați unul pe celălalt, dar pe Doamna este pusă undeva într-un loc foarte special. Și se continuă etalarea cu 6 de monede. 6 de monede care în general vorbește despre echilibru. Echilibru. Pentru că e semnul balanței, da, 3 și 3, 6. Dar nu vorbesc de balanță, vorbesc totuși că sunt monede. Acest personaj vrea să vă ofere, afară de senzații, repet, din abundența s-a văzut și în 10 de monede, se vede și aici, din rezultatele muncii sale, vrea să împărtășească. Să aveți pe masă tot timpul tot ce vă trebuie. Voi doar să-i așteptați satisfăcute și pline de dorință, da? Până acum, această tentație, această pasiune, că este mărul care ispitește, această ispită a fost ținută în control din cauza distanței, repet, poate și din cauza problemelor de financiare, poate și din alte motive. Însă, se dorește cucerirea Doamnei, se dorește cucerirea acestei iubiri, care și manifestarea și exprimarea, cucerirea, că am zis că regele de bâte este determinat să cucerească, să învingă blocajele, cucerirea acestei, sau, da, cucerirea acestei fortărețe? Doamna a fost o fortăreață în mult timp, da? Adică, ajungând la 9 de monede, ajungând independentă, n-a avut timp să se ofere unuia și altuia, da? S-a concentrat pe creșterea ei financiară, profesională, spirituală. Și atunci, cât timp a crescut această doamnă, a fost o fortăreață și acest personaj își dorește să o cucerească. Așa simt. Și mi-a plăcut ideea asta de cucerire, de fortăreață, da. Frumos. În acest motiv sunteți apreciate, doamnelor. Sunteți apreciate 9 și 10, 9 de cupe. Meritați efortul. Da? Pentru că i-ați și așteptat. Poate nu musai pe ei, poate acum îi descoperiți. Ați așteptat un om puternic, un om adevărat. Repet, poate să fie și invers, etalarea să fie și despre bărbați, dar totuși, nu femeia este, teoretic n-ar trebui femeia să cucerească, pentru că nu ea reprezintă elementul masculin, da, focul, ea reprezintă elementul feminin, receptivitatea. Însă, totuși, vă doriți femei puternice, care nu se oferă oricui, da, femei stabile, care știu să și muncească, să și iubească și să vă susțină, să vă susțină emoțional în momentele speciale. Când aveți probleme, poate vă doriți, da? Când aveți probleme financiare, vă doriți pe cineva care vă ia alături. Măi, te iubesc și cu probleme financiare și fără probleme financiare. Adică nu trebuie musai să fii bogat ca să te iubesc, dar frumos este să creștem împreună, da? Pentru că suntem suflete perechi și ne simțim și bucurile și dezamăgirile. Și suntem aici ca să ne ajutăm unul pe celălalt. Văd multe, multe sărutări, explorări, tactile, olfactive, gustative. Și o mare bucurie. Vă atinge sufletul într-un mod special. Și posibil... Această privighetoare să fie cânte cu sufletului vostru când sunteți împreună, așa să cântați amândoi, da? Știți, e un cântec doar al inimii, doar al inimii. După această așteptare, 3 de bâte, după blocajele pe care trebuie să le
sau le-ați simțit sau trebuie să le doborâți. Da, în momentul în care sunteți împreună să cântați lumină, să descoperiți lumina și să o exprimați, în primul rând unul față de celălalt, da, să vă exprimați. Da, probabil că veți fi vocali de atâta fericire. Și e normal, e drăguț, nu? Cam atât, sper că v-a plăcut, vă pup! Ok, dragii mei, cei care ați ales această pietricică Green Move, Grilila, a picat o carte pe jos, dar nu o iau acum, că nu avem timp. Haideți să vedem, vă zic, la fiecare pietricică am ales un set de cărți care cât de cât rezonează cromatic, așa am simțit să îi aleg pe acest albastru. Haideți să vedem ce aveți. Foarte interesant și la voi, la toate numerele a fost interesant. Soarele! Bucurie, un copil, ar putea să fie un copil, să vă faceți planuri cum să rămâneți însărcinate. Unele dintre voi poate faceți tratament, poate studiați, dar vreți să schimbați această energie, vreți să... Da, unele, rămâne de văzut ce-o fi. Da. Unii dintre voi vreți să manifestați, Cavalerul de Monede, această speranță, această fericire, la care toți visăm, o stare de satisfacție, da? Și să o manifestați, să schimbați energia și să studiați, să explorați lucruri ascunse, să le găsiți înțelesul ca să vă puteți face planuri de viitor, să puteți oferi fericire, să vă puteți întâlni, să puteți exprima, nu doar să oferiți, să exprimați emoții, fericire, această stare, da? Pe care o aveți. Sau vreți să o atrageți în viața voastră, nu mă decupe. Vedem. Văd totuși pe cineva cu marcaj în semn de foc, da? Văd un marcaj în semn de foc. Cineva cu marcaj în mod special în semnul leului, dar poate să fie și în berbec sau săgetător, care după o perioadă de tăcere, da? După o întâlnire karmică și o perioadă de tăcere, de analiză, hiperanaliză, își dorește să vină înspre voi să-și exprime sentimentele, bucuria, atracția, trezirea. Haideți să vedem. Numărul 4. Ce se va manifesta în următoarea perioadă? 6 luni de zile poate să fie, da? Mie mi s-a întâmplat să-mi pun o intenție la lună nouă și să se manifeste la 6 luni de zile, la lună plină. Încă o carte. Numărul 4. Numărul 4. Încă o carte pentru numărul 4. Să vedem. Lasă așa. Vedem. Clarifică-mi, te rog frumos, 3 de monede. Ia uite, împăratul. Cineva a vrut să țină în control o pasiune. Berbec, taur, un ideal, niște emoții. Ia uite, toată lumea ține în control. Și în acest control, lucrurile au ars. Da? Au ars această pasiune, regina de bâte și împăratul. Amândoi aveți multă pasiune unul față de celălalt. Și această pasiune arde rău de tot. Da? Și totuși cineva încearcă să se controleze, să preia controlul, rămâne de văzut. Clarificăm 3 de monede. 3 de monede. Clarificăm, te rog frumos, 3 de monede. Unde ești? Ești pe aici? 3 de monede? Ia uite, 4 de spade. Regina de cupe, judecata, se dorește renașterea unei iubiri? Sau vindecarea? Vindecarea unei situații încălcite. Clarificăm valetul de cupe invers. Valetul de cupe invers este clarificat de 8 de cupe. Clarifică și împărăteasa. Așa pe scurt, imediat vă zic și restul, ca să nu pierd acest mesaj. Deci, se dorește construcția, colaborarea cu voi. Sau voi vă doriți să vă reconstruiți viața după ce ați fost trădați și sau ați fost bolnavi. Da? Ați avut nevoie de meditație, ați avut nevoie de contemplare, de creștere spirituală, amândouă reprezintă creștere spirituală, dar treceți de la gând la acțiune, că asta înseamnă de fapt manifestare, cum am exprimat și ieri, da?
Asta înseamnă manifestare. Nu doar scrieți, nu doar vă gândiți, ci și puneți în practică, da? Oh, ce frumos ar fi să sculptez așa, dar chiar vă apucați de, nu musai de sculptură, da? Vă sculptați viața. Eventual renunțați la o exprimare poate prea emoțională. Rămâne de văzut. Puteți să renunțați la o exprimare emoțională, să vă depărtați de niște oameni, poate imaturi emoțional, ca să creșteți. Vreți oameni maturi, vreți oameni iubitori sau vreți să manifestați această abundență. Posibil există cineva cu marcaj în semnul racului, nu obligatoriu, da? Care își face griji, iau, te-ai dezamăgit, acest personaj este dezamăgit, vrea să înceapă, e, da, foarte dezamăgit acest personaj. O, Doamne, 10 de spade, lumea, posibil la distanță, distanță poate să fie destul de mare distanța asta. Posibil să fie un personaj pe care îl cunoașteți online, da? Acest personaj este extrem de dezamăgit. Posibil, nu e obligatoriu, dar pentru că vă lună, posibil să aibă marcaj în semnul racului, da? Și acest personaj să fie determinat să comunice cu voi, să vină înspre voi ca să aveți o creștere, vă vede persoane de valoare. Împărăteasa. Interesant. Și atunci, valetul de cupe invers. Valetul de cupe invers, clarificat de 8 de cupe. Este, așa simt, oarecum inima un pic reținută. Reținută pentru că a trecut prin foarte multe. Acest personaj în acest moment nu cred că poate, își dorește și ar dori să exprime, da? 9 de cupe, satisfacție, bucurii, să-și exprime emoțiile, dar o perioadă nu va putea, tocmai pentru că a trecut prin foarte multe. Da? Tocmai pentru că a trecut prin foarte multe. Și își caută mai întâi fericirea asta, aceasta emoțională, satisfacție emoțională în sine și lângă voi poate să ajungă la 10. Dar e un lucru care se manifestă un pic mai greu. Tocmai pentru că în această perioadă și unul și celălalt, sau doar unul, rămâne de văzut unde sunteți, pentru că e etalare generală colectivă, trebuie să se vindece de acele răni, da? Și trebuie să se reconstruiască. Dar își dorește, repet, și construcția, reconstrucția cu voi, da? Își dorește abundență, nu doar 3 de monede. Imediat o să vă zic mai mult. Clarificăm, te rog frumos, luna. Dar n-am vrut să pierd împărăteasa. Vă vede perechea divină? Posibil. Ha, interesant. Oh, ce frumos! Mulțumesc, dragile mele cărți! Mulțumesc, energie universală! Da? Lună nouă. Lună nouă. Unu și luna. Da? Manifestări la lună. Ce frumos! Ce frumos! Ok, și ăsta cum era cam așa. Da, se începe un nou capitol, da? Am zis, se vrea manifestare. Se dorește manifestare la lună. Ce se manifestă acum se va împlini la o lună plină. La o lună plină se va împlini. Dar o să continui, da? Se dorește încheierea unei noi lumi, poate îndepărtarea de un stil aventurier, poate îndepărtarea de niște personaje care au creat confuzii, care s-au bucurat prea mult de viață, poate un divorț din partea cuiva, se încheie acest capitol și se manifestă ceva nou. Eliberarea de niște frici, cucerirea fricilor, exprimarea, eventual se vor exprima aceste confuzii, aceste frici, aceste îndoieli, aceste confuzii se vor fi exprimate la un moment dat. Hai să vedem 9 de bute. Clarificăm 9 de bute, te rog frumos. 9 de bute. 9 de bute. Care a venit un pic cuș. O, regina de bute. Da. De-aia a venit el așa. Ia uite la capătul setului, imediat vă zic. Spiritul pe care trebuie să-l
aveți voi sau îl va avea ei, îl vor avea ei, ea, repet, variază pentru că e colectivă și general, este elefantul. La capătul setului de cărți, interesant, aveți apă și aer. Regina de cupe și regele de spade. Și acum apare regina de bâte și regele de bâte. Să ne oprim un pic pe acest mesaj. La capătul setului de cărți, iar acele decepții din trecut, acele stagnări, acele jocuri mentale, da? Un ideal care a fost prea greu de atins din cauza rațiunii. Poate cineva s-a și separat de cineva, poate a avut un divorț, da? Iar variază, vedeți pe unde vă găsiți voi. Ia să pun eu blițul, iar ajung cu blițul până pe aici. Da? Sunt niște decepții. Însă se dorește trecerea peste aceste greutăți și știți de ce? Pentru că regele și regina, voi aveți pasiune, au și ei pasiune. Ei au pasiune, aveți și voi. Am zis că aici puteți să fiți și voi, pot să vie și ei. Repet, până vă plictisiți, cărțile se referă și la voi și la personajul care vine sau ce se va manifesta în viitor. Și va fi un cineva cu care vă veți înțelege foarte bine pentru că apare cuplu, da? Un cuplu de foc foarte puternic. Pentru că amândoi ați trecut prin foarte multe. Și ce este frumos, că am zis că aveți de dărâmat multe blocaje, pentru că asta înseamnă Ganesh, are elefantul. E o energie din trecut, a voastră, a lor, ancestorii voștri, strămoșii voștri și strămoșii lor participă la dărâmarea blocajelor pentru a vă aduce împreună, pentru a manifesta acest cuplu. Da? Pentru a manifesta acest cuplu. Eventual, într-un mod misterios, probabil veți manifesta în secret o perioadă. Așa simt pentru unii. Da. În secret. Așa simt. La capătul setului de cărți aveți regina de cupe și regele de spade. O stare de bucurie, de euforie, dar la care se ajunge după ce vă eliberați. Asta face regele de spade. Se ridică. Am zis de regele de spade sau vulturul. Vulturul despre care am vorbit în Legenda Lumii, da, la un moment dat. Este vulturul care l-a ajutat pe Zeus. Da? L-a ajutat pe Zeus și din cauza asta că l-a ajutat pe Zeus, i s-a oferit un grad deosebit în cer. Da? Vulturul care reprezintă transformarea scorpionului, moartea, scorpion, văd aici lună, pești, rac, scorpion, e o energie plutoniană prin care ați trecut, transformarea prin care ați trecut și v-ați ridica și unul și celălalt, fiecare pe partea lui. Acum că există cineva cu marcaj în semn de aer, de apă, în trecut, în mod special, dar apare această pasiune. Posibil semn de foc pentru unii, dar nu obligatoriu. Posibil geamăn pentru alții, pentru că apare regele de spade și magicianul, că voi vreți zodii, eu nu vreau să vă dau zodii, dar dacă vreți voi să vă programați, să vă fixați, este treaba voastră. Așa. Ideea este că, da, și apare și o regină de cupe, o persoană emoțională, o energie feminină, foarte drăgălașă, foarte pozitivă, da, și aici este o energie rațională. Eu zic că unii dintre voi începe să vă echilibrați rațiunea și emoțiile, pentru că am zis mai devreme, parcă la voi am zis, da, cineva nu știa să își echilibreze rațiunea și emoțiile. A apărut justiția, da, nevoia de echilibrare. Însă, ce mai simt? Am zis, cineva își dorește să colaboreze cu voi. Dacă eu simt că cineva, da, va veni la un moment dat. Va veni. A, interesant. Poate, fiți atenți că magician înseamnă și berbec, prima zodie, înseamnă și gemen. Poate, într-un moment legat de lună plină sau, nu, lună nouă în gemen sau în berbec, da, atunci veți simți acest început. Da? Pentru că apare și regina de foc și regele de foc. Atunci, eventual, veți începe să manifestați întâlnirea și
deblocajele. Da, deblocajele, pentru că nouă de bâte a venit așa într-o parte și i-am zis că elefantul sparge blocajele. Blocajele încă mai sunt pentru că mai aveți niște lucruri de vindecat. Da. Mai aveți încă de eliberat emoțional, de ordonat mental, din acest motiv nu se exprimă niște emoții. Pentru că încă se lucrează la reconstrucția voastră, la reconstrucția lor, la reconstrucția cuplului, într-un mod misterios, ordonat de divinitate. Da, pentru că încă mai sunt niște frici. Frica să nu fiți dezamăgiți, frica, eu știu că intrați într-o lume emoțională sau într-o lume foarte pasională, sunt niște frici. Și alea vin pe cale... Vin pentru că în trecut ați trăit, da? Ați trăit aceste dezamăgiri. Această stagnare, aceste jocuri mentale, aceste iluzii, în acest context văz 10 de cupe ca și iluzii, acest consum energetic sau aceste responsabilități care v-au consumat, da, blocaje, că astea participă, da, 9 și 10 blocaje, responsabilități, vi s-au pus în cărcă una alta. Da, această karmă de care unii trebuie să vă eliberați, pe care trebuie să o tăiați, da, ca să puteți renaște. Să vă detașați, dragii mei, de apele tulburi, de situațiile complicate și să mergeți, iar lună plină, să mergeți către acel soare pe care l-am văzut, către fericire. Și uite unde apare aici soricelul. Apare și aici un soare mental, dar apare și un soare emoțional și chiar sexy, pentru că delfinul e energie sexuală. Da? Și regele de bâte este foarte potent. Vor fi și emoții profunde, va fi și pasiune. Și veți manifesta în adevăr, da? Uite ce apare. După ce vă detașați de trecut, apare și 0, nebunul. Iar probabil 0, 1 și luna, la luna, o lună din berbec. Luna nouă din berbec. Aici apare plină. Dar eu simt că nu e plină, simt că e nouă. Luna nouă din berbec, da? Începe să manifestați această renaștere și să vă eliberați de ce am zis, să simțiți că se deblochează niște lucruri. Da? Și începe să aveți încredere în voi și manifestând această încredere în voi, vă atrageți, dragii mei, vă atrageți perechea divină, da? Vă atrageți prin forța mentală și prin forța emoțională. Doi regi, două regine. Posibil pentru un interesant și magicianul la mijloc. Da? Cel care clarifică, verbalizează niște emoții, niște frici, niște confuzii, niște mistere. Dar până atunci... se muncește, se ordonează gândurile, se eliberează, da? Faceți. V-am zis că oricând sunt binevenite. Și ce vreau să zic? Foarte frumos văd aici, da? O regină de cupe și o regină de bâte, un rege de bâte și un rege de spade. Da, evident că ar putea să fie aici două personaje diferite și aici sunteți voi în viitor cu cineva care vă... oglindește forța, energia, încrederea, creativitatea, spiritualitatea, magia, că vorbim de magie și pisică neagră și mister, că și regele de bute vine din întuneric și apare, ia uite, plin de forță, de energie, de vitalitate, determinare. Da? Repet, vedeți și voi în viața voastră cum corespunde. Ori în trecut ați avut semn de apă, semn de aer, de care trebuie să vă eliberați, da? Și acum atrageți, repet, persoane care vă sunt mult mai potrivite,